Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la un nou review marca Atelierul de Detailing. Dacă tot am filmat acel Tiguan interesant pentru unii, plictisitor pentru alții, am zis să revenim cu un Tiguan ultima generație. Prima variantă din generația nouă, pentru că abia ce s-a lansat un facelift sau se va lansa recent și acelea vor fi probabil modele 2021. Dar când vezi mașina asta clar, îți dai seama că este ceva de producție nouă. Are aproximativ 2 ani, este vârf de gamă, adică a costat aproximativ cât un apartament de 2 camere. Și v-am zis, când vorbim despre mașini noi, cineva trebuie să le cumpere. Pentru unii e mult, pentru alții e puțin, cu siguranță nu e o sumă mică, însă atât costă tehnologia de nouă. Orice mașină nouă are un preț, care evident că trebuie calculat. Și această mașină, zic eu că are aproape toate opțiunile bifate, în sensul că nu poți lua toate opțiunile oferite. Dacă vei vrea, de exemplu, volan încălzit și pachet airline, cum are această mașină, nu se poate. Sunt niște chestii de nuanță. Probabil nu permite configuratorul. Deci, probabil, cine dorește să pune efectiv toată lista de opțiuni, ale cel puțin la o mașină nemțească, nu va reuși. La cele asiatice se merge pe cele 3 pachete clasice, care conțin toate opțiunile. Cu siguranță mașina asta oricum are destule opțiuni și dacă un client care, să zic, ar fi client de Audi A8, îi se pare normal o mașină care e slab echipată, trebuie să judece și diferența de preț. Acest Tiguan are conturul similar cu cel vechi, însă este bazat pe o platformă complet nouă, în timp ce cel vechi era pe PQ46, platformă împărțită cu Volkswagen-ul Passat B6 de la acea vreme. Acesta este MQB, adică derivă din platforma de... Este de fapt platforma de motor montat transversal cu tracțiune față sau integrală. Acest model fiind airline a fost configurat și cu tracțiune integrală, motor 2.0 TSI de 220 de cai, cutie de segen 7 trepte, DQ500. O să detaliem la partea tehnică chestia asta. Din nou, poate unii consideră, chiar și eu consider Volkswagen, grupul VACA, fiind o marcă relativ anostă de-a lungul existenței ei, dar fix mașina asta nu mi se pare că are un look anost, mai ales că are o culoare alb perlat, care e foarte drăguță, inclusiv barele mașinii sunt în culoarea aceasta și cu aceste ornamente piano black dă destul de bine. Farurile astea au un iz de feită în ultima generație, adică au liniile foarte drepte, ca așa dacă te uiți, mașina are numai linii drepte. Mie îmi place designul ăsta angular și nu știu, pentru mine arată bine și cu bandourile astea negre, niște jante pre-19, niște cauciucuri bune. Ce să zic? Judecați voi aspectul, eu mă învârt în jurul ei și vă arăt cum se vede. Se vede că echiparea asta airline îi dă o tentă mai sportivă. Aceste pasaje negre, ornamentele de la bară, un pic de eleron în spate care clar are doar rol estetic, că nu e o mașină de circuit, raliu sau alte figuri din astea, dar la 220 de cai eu zic că se mișcă suficient de bine și chiar sunt curios la proba de drum să văd cum va fi. Am mai condus motorizarea asta pe diverse mașini și practic partea hardware este identică, însă ea este adaptată cu diferite puteri, 200, 220, 272 de cai, depinde de mașina pe care o echipați, 252, așa că rămâne să vedem la proba de condus chestia asta. E un... Uite, proprietarul a avut înainte o Mazda 6.2.5 benzină, a fost foarte mulțumit de ea, însă o considera o mașină rigidă și deoarece între timp i s-au schimbat un pic prioritățile, a avut nevoie de un spațiu mai pe înălțime, un SUV. Asta e o mașină care nu e neapărat mai spațioasă decât un break pe lungime. A avut sedan Mazda înainte, scuze dacă am menționat altceva. Ideea e că, clar, la o mașină din asta ai volum, te duci pe înălțime mai mult, se intră mai ușor în ea, ai portbagajul mai înalt, nu neapărat mai spațios pe adâncime și eu le văd rostul, adică mulți spun că SUV-ul e inutil în oraș, dar trebuie să recunoaștem că e totuși într-un spațiu de parcare standard sau într-o lungime de mașină cât are asta, nu știu, 4,6-4,8 metri cât o avea, e mai multă mașină pe înălțime, adică ai un volum mai ușor de gestionat atunci când ai copii, când transporți anumite bunuri și
atunci devine utilă o mașină din asta. Eu, unul personal, acum în situația în care sunt, nu am nevoie de SUV și de asta mi-am luat un sedan, pentru că am nevoie de portbagaj totuși pentru concedii, dar nu văd rostul unui SUV în etapa asta a vieții. Ca să nu mai lungim explicațiile, că n-am ce să prezint mai mult, știți cu toții, am mai menționat și la acel review de la ce vine numere de Tiguan, de la Tiger și Iguana, a fost un concurs organizat de Autobild în Germania și acest nume a ieșit câștigător și putem vedea și aici sigla de 4Motion, care este denumirea pentru sistemul tip Haldex de tracțiune integrală a lui Volkswagen. Cândva la început s-a numit Syncro, folosea vâscă cuplaj, după aia Volkswagen a trecut pe varianta 4Motion, Audi folosește termenul de Quattro, însă un Quattro de Audi A3 nu va fi la fel ca un Quattro de Audi A8, deși denumirea este identică. La fel cum și 4Motion-ul care este pe un Tiguan nu va fi la fel ca cel de pe Touareg. Nuanțe tehnice le vom detalia ulterior. Din nou se vede în spate designul plăcut. O mică critică ar fi că evacuările astea nu sunt evacuări, sunt doar niște ornamente false, care devin reale probabil la niște echipări sport sau am înțeles că există și varianta BTDI diesel de 240 de cai și probabil la un Tiguan R care va fi lansat. Dar una peste alta respectă ideea asta de SUV cu lumini în bară și jos, dar stopurile sunt standard, sunt similare ca cele de Passat Golf. Având în vedere prețul, clar avem o deschidere a portbagajului electrică, putem vedea că în aspectul portbagajului este similar cu cel de pe primul Tiguan filmat, are același sistem cu podea care se poate lăsa, acolo este o clemă care permite coborârea podelei și dedesubt aici avem o roată de rezervă și un subwoofer, pentru că, din nou, este o echipare scumpă și s-a optat pentru așa ceva. Podeaua este modulară, puteți vedea acolo cele două trepte, dar nu o să o cobor acum, pentru că am catrafusele astea aici. Și are destule chestii interesante, zic eu. În primul rând, are sistemul ăla ca la Skoda, cu această lanternă, care am uitat să arăt pe Skoda, mai are o funcție. Pe lângă faptul că ea se aprinde, este și cu magnet, adică o poți plasa, de exemplu, dacă ai o pană sau vrei să faci o anumită operațiune să schimbi un bec, fiind cu magnet, poate fi lipită pe tablă. Ocazie cu care poți testa și la o mașină dacă ai sau nu kit pus pe vopsea. O opțiune practică, e clar că Volkswagen practică modularitatea. Ce mai avem aici? Un invertor, priză de 220 de V cu care poți să pui, știu eu, un laptop, o ladă frigorifică. Și mi se pare și chestia asta utilă, nu e singura mașină care oferă așa ceva. Am mai văzut montat și pe Octavia, mai oferă și Fordul Kuga. Avem și o priză standard de 12V aici și posibilitatea de a plia banchetele din interior folosind aceste manete. Menționez că mașina nu mai are acel sistem complex de pliere al banchetelor care a fost la pe Tiguanul vechi, cel puțin în echiparea asta Airline. Putem vedea că banchetele se lasă, însă nu coboară și șezutul aici, în partea asta. Mișcarea este standard, dar în continuare bancheta rămâne reglabilă. Nu știu cine ar putea sta așa, probabil pui așa când transporti ceva. Aici există o baretă de care tragi și ai scaunul reglabil pe mai multe poziții. Putem vedea, de exemplu, că aici a rămas pe o poziție intermediară. O să detaliem ulterior interiorul. Ceea ce îmi place la portbagaj, o chestie destul de interesantă, aici avem două butoane. Dacă îl apăsăm pe acesta, portbagajul se va închide exact la apăsarea butonului. Dacă însă îl apeși pe ăsta automat și tu, de exemplu, ai de luat o cutie, nu ai mâini, ai apucat cu ambele mâini, în momentul în care te depărtezi de mașină, ea simte că te-ai depărtat și portbagajul se închide automat. Mi se pare o opțiune foarte utilă. Adică există și variantă de deschidere automată, cât și de închidere automată. Chiar e drăguță chestia asta. Acum, hai să vedem interiorul cum se prezintă. O să deschid ambele uși pentru luminozitate. Materialele par a fi de bună calitate. Există evident o zonă cu plastic mai tare, cum este aceasta. V-am zis părerea mea, prefer în zonele de uzură, unde pui coate,
unde atingi cu piciorul când urci în mașină, să fie un plastic tare, care să fie ușor de curățat, decât să fi fost o piele ca asta, care e ok, are cusătură similară cu a scaunului, e o piele sintetică, ai niște ornamente cromate pe mâner, adică n-are un design cine știe ce desen, adică probabil japonezii l-ar fi făcut mai fluid, dar nu pot să zic că e a nostru. Atenție la detalii, putem vedea aici o mochetă care oferă, știu eu, o amortizare pentru anumite elemente pe care le pui. Dacă vei pune, de exemplu, niște monede aici sau chei, nu o să le auzi să zornăie la gropi. În zona de mâner avem un LED și oricum mașina are pe toată lungimea de contur interior, se poate vedea aici dunga aceasta albă, este un LED alb care se continuă și pe partea de bord în față și un efect care oricum se vede numai noaptea. Butoanele au dungă cromată aici, astfel încât probabil nu o să se vadă uzura în timp, nu e doar un plastic negru. Nu știu dacă sunt toate standard așa sau dacă ține de echipare. Și ce mai îmi place e că s-a păstrat partea asta practică cu ușa care învelește pragul. Adică dacă mașina merge pe vreme ploioasă, noroiul nu va ajunge pe acest prag, nu te vei murdări când urci. Observ că ușa a crescut în proporție, adică la variantele anterioare nu era atât de joasă partea aia. Aici nu este joasă partea. Adică dunga de jos a ușii e destul de apropiată de zona de închidere aici. Deci probabil au modificat aspectul de înălțime. Ceea ce am uitat să arăt la tiguanul celălalt. Există un spațiu de stocare aici, s-a păstrat și la varianta aceasta și văd că în continuare există această măsuță, care de data aceasta văd că are și are un sistem de prindere aici la care nu pot să zic că mă pricep în mod special, dar bănuiesc că are o clemă de care tragi, gata. E, ăsta e un progres față de varianta anterioară și anume că ai acest mecanism care îți și ține masa, adică nu trebuie să o ții pe genunchi și, de exemplu, dacă ai o tabletă de privit depusă aici, mi se pare mișto chestia asta. E adevărat că îți cam acoperă picioarele, deci pui tableta aici și o ai prinsă la unghi și iarăși faptul că ai un suport de pahar separat, adică nu ți se va vărsa în mers, că e clar, dacă îl puneai aici și șoferul făcea o manevră, paharul ar fi căzut. Foarte drăguț. Nu cred că e singura mașină care oferă chestia asta, dar eu filmez fix mașina asta acum și asta vă arăt. În spate, parcă față de varianta anterioară, e mai puțin loc, poate pentru că și scaunul e dat destul de spre spate, dar ții minte că în celălalt Tiguan era o idee mai mult loc în spate. Aici, dar una peste alta se stă confortabil, chiar dacă mașina este echipată cu plafon panoramic, mie mi-ncape capul suficient, am spațiu și se stă destul de confortabil și mai ales că bancheta are aceste poziții reglabile și stai destul de bine așezat în partea asta. Avem și cotieră cu suport de pahar 3, pahar mai mic, pahar mai mare. E ok, îmi place că ai zona unde să-ți pui cotul, adică n-au pus suportul ăsta până aici în spate să țin trecoatele până el așa. E suficient de lată. Înspre spate nu mai există o trapă de acces în portbagaj, așa că nu poți căra anumite elemente voluminoase decât dacă cobori una din banchete. Fiind o variantă airline, cred că și tapiseria asta are un desen mai agresiv. Putem vedea că scaunele sunt profilate destul de diferit, adică au o identitate, să spun așa. Îmi place iarăși partea asta cu centurile care se coboară în șezut și nu le simți, nu te vor deranja când stai și chiar să vedem pe mijloc cum se stă. Mașina având tracțiune integrală, are cardan și tunelul median este, nu e foarte înalt pentru că e un SUV și oricum mașina este mai înaltă și au unde să pună acel cardan. Eu zic că se stă chiar ok pe mijloc, adică și cu scaunele date în spate, eu la 1,90 am spațiu la genunchi și putem vedea că, cel puțin la statura mea, când stau pe mijloc, locul din stânga și dreapta rămâne întreg, deci nu aș jena un pasaj. Deci eu zic că poți să mergi 5 oameni la drum lung. Și aici, oricum, fiind deasupra plafonului, am și mai mult loc la cap decât în partea asta. Îmi place plafonul ăsta negru, care ține clar de echiparea asta airline.
și se îmbină bine cu interiorul mașinii. Poate unii ați prefera un interior mai luminos, sunt convins că se poate configura mașina să alegeți o piele de culoare mai deschisă. Și ce aș mai putea să zic despre partea asta de interior? Avem mânere și inele de prindere atât pe rama ușii cât și sus în tavan, niște LED-uri cu un soi de design piano black și o atenție la detalii în spate, avem inclusiv banchetele încălzite și suplimentar și o priză USB, adică se vede că mașina e de generație mai nouă. Puteau să pună două prize USB, dar la modul real te descurci, dacă ești doi oameni aici sau chiar trei, poți pune un încărcător simplu aici și unul cu două porturi aici, deci clar 3 inci vor avea curent pentru a-și alimenta tablete, telefoane. Guri de ventilație în spate, merg destul de ok mecanismele astea. Estimez că sunt mai durabile decât, sau vor fi mai durabile decât ce a fost înainte, adică nu par să... Par destul de solide zăbrelele astea, uitați-vă că i-a apăs pe ele și nu se îndoaie. Și buzunare de stocare, mă rog, astea nu știu pe cât îți interesează detaliile astea, dar cam asta e. Îmi place iarăși centura, are pasajul ei și în momentul în care rabatezi bancheta, nu riști ca materialul textil al centurii să intre în iala de prindere și să rămâi cu bancheta blocată. Am pățit la multe mașini chestia asta. Și e mișto că poți să rabatezi bancheta atât de la comenzile alea din portbagaj pe care vi le-am arătat, cât și de la aceste barete, care poate sunt inestetice, dar până la urmă își fac treaba și nu cred că deranjează la spate, la felul cum sunt puse. Adică e mai simplu să tragi așa, mai ales că poți regla spătarul inclusiv când ieși pe el. Adică dacă ai scaunul așa, dacă ar fi fost o clapetă, trebuia să bagi mâna pe aici să tragi. Și așa ai făcut mișcarea asta, bancheta s-a reglat. Mi se pare optim. Hai să vedem cum stă și pasagerul în față. Uitați-vă ce zic, parcă s-a diminuat un pic locul, nu-mi dau seama dacă e chestie de reglaj. Eu am bancheta la maxim în spate acum, pentru că am uitat să menționez, bancheta este reglabilă și pe înainte. Dar uite, aici dacă o reglezi așa, chiar nu mai ai loc, adică se vede clar că există o diminuare de spațiu interior. A crescut poate mașina în dimensiuni, dar în spate nu e același loc. Adică la Tiguanul vechi nu ți-mi minte să fi fost atât de aproape de spătar cu bancheta la maxim în față. Și nu e la maxim. Mă gândesc că dacă faci așa, avantajul e că îți crește locul de stocare în portbagaj. Cred că de asta e făcută treaba asta. Mai curând, nu pentru confortul pasagerilor, cât pentru creșterea volumului portbagajului. Da, mă rog, e o opțiune utilă până la urmă și sunt convins că la nevoie o poți folosi util. Tot așa, pe parte de chiedere stă bine, adică are și jos acolo o zonă de plastic, are încă o zonă de plastic cu cheder jos, cheder complet pe ușă și dublat în partea de sus, aici, și cheder complet pe ramă, adică eu zic că stă bine pe partea de antifonare. Din nou, păstrează ciudat asta, normal, la varianta asta, pentru că ai aceste bare, tu poți monta transversal, direct, bare de schiuri sau cutie de portbagaj. Dar tehnic, ai putea să prinzi și aici, cu cleme din acelea, care însă îți afectează puțin chederele. Adică dacă ții un an un sistem din ăla prins, e posibil să ai problemă cu chederele. Eu așa am la mașina mea și evit să le țin mai mult de sezonul de iarnă, când le folosesc pentru schiuri. Și clar, cine va avea cutie pe mașină o să folosească aceste bare. Uite, o problemă care persistă în domeniul auto și cred că nu e vina producătorilor, cât problemă de materiale de spălătorie. Întotdeauna la mașinile văzute de mine pe stradă, cel puțin din grupul VAG, acest ornament din spate este cel care se mătuiește, nu acestea. Este vorba de acea spumă activă de la spălătorie. E o mașină care e nouă și totuși are chestia. Asta nu e un defect de fabricație al mașinii, ci este o problemă de la acele soluții. Așa că dacă aveți mașini din astea pretențioase, poate ar fi mai bine să nu folosiți spumă din aia atât de des. E ciudată chestia asta și clar ține de șampoanele alea folosite. Bun. În față, același stil de ușă. Aici avem un plastic care e ușor mai moale din ce îmi dau seama, adică se vede că aici intră degetul. Tot așa, o clemă de deschidere practică în care intră și degetul în spate aici. Astea sunt niște ornamente, din nou acel sistem de iluminare în partea asta.
Aici zonă moale, cu piele similară ca cea de pe scaun. Și aici la fel, material tare, boxă. Și tot așa, aici se poate vedea că e un spațiu mai mare. Încape și o sticlă în partea asta. Și avem un confort sporit, pentru că din nou fiind o echipare superioară, atât pasagerul cât și șoferul beneficiază de scaune electrice și cu memorii. Adică ai 3 memorii, reglaje pe 8 direcții și cu lombar pe 8, care este hidraulic. Ăsta probabil un scaun care cântărește 100 de kg dacă îl dai jos la câte motorașe are. Și acum, uite, deși scaunul e dat în față, îmi place că are o poziție joasă. Nu știu exact cum e reglat din mecanisme de aici. E la maxim jos. Eu stau destul de confortabil, adică îmi place faptul că torpedoul are o pantă verticală și îți ferește genunchii. Adică, de exemplu, dacă aș vrea să fac foarte mult loc cuiva din spate și aș da scaunul destul de în față, observați că pare că stau chinuit, dar totuși am loc la genunchi. Asta mi se pare ok și uitați-vă ce diferență e de scaun. Adică dacă mergi cu scaunul normal, chiar ai foarte mult loc la genunchi. Pe lățime, nu știu ce să zic, parcă tot așa s-a diminuat puțin locul, dar ai suficient spațiu la genunchi. Rămâne acest spațiu unde poți să deschizi torpedoul ușor în partea aceasta și aici putem vedea că mașina are conectivitate LTE și două cartele SD plus unitatea aia de CD-DVD. În rest, memoriile astea mi se par ușor plasate, că nu trebuie să le cauți. La multe mașini le cauți pe aici, nu știi ce fac. Având simbolul ăsta de scaun, e ușor de mișcat fără să te uiți. În partea centrală avem un suport mai complex de pahar, care are două zone fixe și două mobile. Și sunt convins că astea se pot, dacă le apeși, probabil se pot roti pe aici. Uitați-vă, vedeți? Se bagă așa. Și câștigi spațiu. Aici poți să pui ceva mult mai mare, nu știu, o caserolă, o sticlă de 2 litri. Dacă apeși aceste butoane, ele se reactivează. Acest spațiu se poate închide cu un flaps. De aici și avem și o cotieră centrală care este reglabilă atât pe înălțime cât și pe adâncime. Din nou, nu știu cine ar sta cu cotiera la unghiul ăsta, dar având în vedere că ai cutie automată și nu prea folosești maneta schimbătorului atât de activ ca la o cutie manuală, mi se pare ok. Acum, planșa de bord clar este redesenată. Este o mașină care are virtual cockpit și cu o navigație mare, care are aproape tot conturul luminat. Adică se și poate vedea că nu rămâne, o ramă relativ subțire pe laterale și puțin mai groasă jos, unde probabil are și un senzor aici și apar niște opțiuni în momentul în care o aprinzi. Climatizarea, care este standard Volkswagen, e neschimbată de atâta timp, este identică cu cea de pe Skoda. Ai climă pe două zone, reglajul de viteză, funcție de maxim, cuplare, decuplare, compresor, meniu pentru diverse setări și parbriz lunetă. Acel rest este pentru când mașina e pe loc și ai deja o rezervă în instalația de aer pentru a păstra răcirea. Și cam atât. Iarăși, pe partea de conectivitate stă bine. Avem două porturi USB și un port de audio intrare. Iar aici este o zonă în care poți depozita mobilul. Nu știu dacă este cu încărcare wireless. Cert e că are o zonă de cauciuc unde clar un smartphone va sta bine, adică inclusiv telefonul cu care filmez eu acum ar avea loc. Etajul acesta reprezintă încălzirea în scaune pe 3 trepte și reglarea direcțiilor pentru climatizare și recirculare. Un design destul de aerisit, eu zic, are un minim de butoane și sunt practice. Volkswagen nu prea schimbă ceea ce funcționează. În partea de consolă avem un selector similar Touaregului, în care prin apăsare aici selectezi unul din cele 5 moduri de condus, care sunt acelea: individual, confort, sport, standard, cum or mai fi ele. Și aici, suplimentar pentru rulajul pe teren, ai mod de zăpadă, mod de șosea, mod de munte, mod de zăpadă cu fulgi, ce-o fi ăsta pentru pietre alunecoase. Și ăsta se acționează prin rotire. Mi se pare compact, iar startul pentru motor este la buton aici și consola este eliberată. Schimbătorul de DSG este cel clasic. Îmi place că e zona asta metalică sus și nu se va oxida la... Adică dacă era plastic, se cojea în timp. Poate doar pielea asta să sufere în timp, că sigur nu e o piele reală, ci este un material sintetic. Torpedoul mare și refrigerat. Mă rog, mare. Relativ, da.
te descurci cu el. Și bordul, iarăși, material moale. Unii ar zice că e un design al nostru, dar mă, cert este că e nou. Adică o recunoști ca fiind o mașină nouă. Și având în vedere că e subliniat destul de strident de aceste contururi metalice, chiar arată ok. Sus în partea asta avem ceva ce mă gândeam eu că ar fi un suport de ochelar, dar văd că nu are. Este o zonă închisă, ciudată chestia asta, mă așteptam să aibă aici. Și o zonă de lumini și controlul pentru trapă. Aici cred că este vizorul textil și aici este controlul pentru geam. De aici. Având conectivitate LTE, la fel, mașina în caz de accident poate să apeleze 112 sau poți să apela tu dacă apeși de 5 ori parcă. Și ăștia sunt ceva senzori de climatizare. Se păstrează clar același stil standard cu LED-uri, nu știu, le arăt să le vedeți. Și ce mai îmi place și am uitat pe anumite mașini să arăt, oglinda este fără ramă. Chiar e drăguță pentru că nu mai pare așa butucănoasă. În esență este exact aceeași oglindă ca înainte, doar că i-au fost mutate componentele interne pentru sistemul la heliomat undeva în spate. Și putem vedea că întregul cluster ăsta se ocupă cu senzorii de lumină, mașina are și pilot automat adaptiv, sisteme de lane assist, toate astea integrează camerele de aici cu un senzor radar aflat în siglă pe care o să-l arăt la exteriorul mașinii. Hai să ne mutăm și la șofer să vedem cum stă. Chiar sunt curios, n-am văzut la uși cum e accesul. Tot așa, parcă nu e la fel de, nu e spre 90 de grade deschiderea ușilor așa cum era înainte, dar se intră destul de ușor în mașină, cel puțin în partea din față. Același tip de scaun cu 3 memorii, adică nu va fi diferență între volan stânga, volan dreapta. Comenzile de reglat care se păstrează în continuare, de exemplu la Volkswagen când ai să-ți încălzească luneta, nu ți încălzește automat și oglinzile, ci trebuie să faci mișcarea asta. De foarte mult timp o observasem de pe Passatul B5.5 care avea tot așa același sistem. Închiderea, deschiderea ușilor, comenzile de blocare geamuri spate și toate geamurile electrice, deschidere de portbagaj. Se stă bine aici, îmi place pedalierul ăsta metalic. Volanul care clar e, ține de echiparea Airline și are de desubt acesta teșit, putem vedea că e cusut tot cu ața albă, vorba expresiei. Și are un număr destul de mare de butoane, dacă am sesizez ce fac, aici stă, clar este zona de pilot automat. Ceea ce cred că de aici poți regla distanța, intervalul față de mașina din față, volumul. Aici paginez ecranele astea care sunt central și uitați-vă că există și o serie de marturi care sunt fizici pe partea asta. Mi se pare că arată destul de bine acest bord. Și da, dacă te uiți la detalii, uite, zona asta arată clar învechită. Adică mă refer că designul nu e schimbat de mult timp. Conturul în schimb și ce ți-a ochii, adică volanul, bordul, sunt noi. Însă panourile alea sunt preluate de pe generații anterioare. Până la urmă nu e un Bentley, nu e o mașină de lux la care să trebuiască să se dea asemenea detalii, dar una peste alta, uite, mai aici o zonă de stocare, mașina e practică. Ai schimbătorul ăsta cu profil jos, nu-ți deranjează climatizarea, poți chiar și cu el în parc să reglezi fără probleme. La unele mașini era prea înalt și îți venea până în aceste butoane și ce să zic... Îmi place cum arată, adică totuși o mașină nouă, dar recunosc că există design-uri care sunt mai futuriste. Adică japonezele pe parte de planșă de bord, dacă te urci într-un CX-5, mi se pare că arată mai minimalist. Are ecranul de navi situat pe bord, dar nu este prea înalt. Și e interesant că îți dă posibilitatea să vezi mai bine, e mai compact bordul, parbrizul se vede mai ok în față. Mașina are și un heads-up display, care e sub forma unui geam mecanic care iese în față și, ce să zic, cam atât ar fi de zis la partea asta. Per total îmi place, nu știu, vouă, dar cert e că e o mașină în care te simți bine. Acum nu cred că stai când conduci să analizezi, să te uiți la toate datele astea. Mamă, ce crom are butonul ăsta sau n-are pe el, ce desen are planș. Până la urmă tu mergi înainte și te concentrezi pe comenzile pe care le vezi. Bordul ăsta cockpit e de efect și sunt convins că are o grămadă de variante de setare pe care chiar aș putea să vi le arăt. Dacă apăsăm butonul de start, putem vedea bordul că prinde viață. Și heads-up display-ul se deschide. Și de la aceste
taste de aici, poți seta mai multe variante de profilări pentru șofer, de exemplu, în partea de aici. De la aceste două săgeți, știu că se seta ce ținea de bord, dar probabil trebuie să fie motorul pornit, așa că îl vom porni. Ecranul este numai tactil, deci nu are nicio comandă pentru accesibilă cu buton. Având Android Auto, Apple CarPlay, cam toată lumea cred că stă cu Waze-ul pus pe ea. Deci aici ai și partea de navi clasică a mașinii. Mașina are, navigația pare destul de responsivă, adică se mișcă repede. Vedem la apăsare că aici poți regla tot felul de variante. Ai informații diverse. Are o unitate de stocare de 10 giga, de fapt sunt 64 numai, 10 sunt folosibili de către șofer. Și acum, poți să intri și pe internet, ai navigație, ai funcții de trafic, setări pentru vehicul. Mi se pare că se mișcă destul de ok. Uite, poți să reglezi inclusiv aerul condiționat și la Skoda văzusem chestia asta. Și îți și arată grafic ce se întâmplă. Adică tu poți să ai control, de exemplu, pe parte de climă, atât de pe ecran, cât și de pe zona asta fizică de aici. Putem vedea că se schimbă comenzile astea în timp ce le atingi. Nu știu, eu sincer aș rămâne pe folosirea ăstora din punct de vedere practic, că le ai la îndemână, adică nu mai trebuie să intri în meniu. Vă dați seama, dacă vrei să dai mai cald de aici, ai făcut un click așa. Dacă vrei să intri în meniu, trebuie să apeși meniu, să dai încoace, să intri la air conditioning, să aștepți să apară asta și după aia să reglezi. Aici clar îți indică mașina că are o climatizare pe 3 zone și nu știu ce aș putea să mai arăt despre... Ia uitați-vă, de exemplu, pe acest rotor. În momentul în care îl apeși succesiv, el își schimbă setările astea și inclusiv bordul se modifică. Îți dă denumirea asta, iar aceste moduri la fel îți schimbă, uite, îți arată modurile de conducere prin niște pictograme. Mai mult ca sigur, mașina cred că proprietarul o ține pe sport și cu modul șosea. Și acum pe partea de ecran ai o grămadă de sisteme afișate în partea asta și, de exemplu, cu săgețile poți da zoom la hartă, zoom in, zoom out, și dacă selectezi stânga-dreapta prin aceste butoane de aici, ai alte variante de afișare, consum, computer de bord. Uite, se schimbă. M-a interesat pe mine altă chestie să vă arăt, de exemplu, la views, acest ecran. În momentul în care schimbi astea, ți se apar tot felul de variante. Pe aici e oarecum greu sistemul până te obișnuiești, pentru că are foarte multe opțiuni. Bordul este destul de complex, însă nu are modul acela foarte paginabil, chiar ca la Audi. Trebuie să te obișnuiești cu el, pentru că are multe setări. Îmi place, de exemplu, că pe partea de computer de bord îți arată inclusiv temperatura uleiului la vehicle status aici. Adică ai multe chestii din care să poți jongla, dar mi se pare că nu e foarte intuitiv. Adică acum, în timp ce îl filmez, încerc să vi-l arăt și nu... Nu mă descurc foarte bine cu el. Dar asta necesită timp de obișnuință. Cert e că, fiind un bord din ăsta digital, e mișto că poți să-ți muți navigația în centru. Asta îmi place cel mai mult la el și scap de zona asta de ecran, pentru că mulți critică încă designul ăsta Volkswagen, care navigația în jos și că nu e la nivel. Problema e că dacă o pui la nivel aici, asta mănâncă din partea de parbriz, din punctul meu de vedere. Și aici clar e mult mai la îndemâna ochilor, având și acest heads-up display, care putem vedea care e zona asta de aici. Uite, și de aici se și poate regla.
în funcție de înălțime ca să-ți vină cifru în dreptul ochilor. Și cam atâta e partea asta de infotainment. Cred că n-are rost să o detaliez foarte mult, dar cert e că v-am zis, este complexă și se folosește strict de la butoanele astea de aici. Da. Mai pusesem un pic pe pauză să mă uit la bord, dar chiar n-am ce să vă arăt. Ideea e că, de exemplu, nu poți pune navigația pe tot ecranul. Da, asta ar fi o mică critică, că e ușor greu. De exemplu, n-are un buton de back clar. Tu poți doar să oscilezi între ecranele astea și e un pic mai greu, cel puțin acum, ca prima reacție pentru mine. Sunt convins că la orice mașină, odată ce te pui în ea, după ce mergi o perioadă, te vei obișnui cu sistemele astea. Avem și padele pentru cutia de viteze, care are un selector clasic, vi l-am mai arătat. Și hai să trecem la partea de motor, că ar fi și acolo câteva aspecte interesante de prezentat. Menționez că la deschiderea ușii scaunul electric se dă în spate, ca să faciliteze ieșirea ușoară din mașină. E deja o chestie des întâlnită. Are acest sistem de deschidere capotă, care e cu manetă clasică, adică nu poți să o deschizi decât dacă e ușa deschisă. Avem clasicul amortizor la capotă cu care Volkswagen ne-a obișnuit de ceva timp. O ușoară antifonare a capotei în zona asta, care are atât rol fonic cât și de protecție temperatură, zic eu, pentru că fiind un motor turbo, putem vedea în spate că are o ecranare, are scuturile astea care să protejeze termic. Dar e clar că la o mașină din asta care degajă foarte multă căldură, e posibil ca în timp lacul de pe capotă să se exfolieze de la această căldură. Bun, ce avem noi aici? Un motor care a mai fost prezentat, însă nu îmi face plăcere să-l prezint din nou. Este un TSI E888 generație 3B. Adică este în variantă de 220 de cai. Este motor care folosește 8 injectoare. Putem vedea aici că avem o rampă de injectoare MPI, adică mult port injection, iar dedesubt, undeva sub această galerie de plastic, se află rampa de injecție directă, care are capătul aici. Aceste rampe sunt alimentate ambele de o pompă de benzină de înalte, de fapt incorrect spus. În rezervor se află o pompă de benzină standard electrică, care ridică presiunea în rampă în sistemul total de 5 atmosfere, iar 5 bari. În momentul în care presiunea ajunge la această pompă, care e antrenată de arborele cu came de evacuare, se presurizează până pe la vreo 200-350 de bar, cam în intervalul ăsta, pe conducta asta pentru rampa FSI de injecție directă, care are injectoarele direct în camera de ardere sub supapele de admisie, și există un ocol, ăsta, un bypass de aici, pentru rampa de injecție MPI, cea port. Și asta, practic, este alimentată direct de presiunea din rezervor, însă, foarte important, combustibilul trece prin toată pompa de înalte ca să o răcească. E foarte importantă chestia asta, pentru că dacă nu ar fi trecut și doar s-ar fi comutat între ele, ar fi fost o problemă de fiabilitate a pompei. În trecut, pe A113, Volkswagen a avut probleme cu cama care acționa această pompă. Între timp au rafinat sistemul și această cama are 4 lobi și nu mai necesită servisare ca înainte. E practic, mai ai nevoie să schimbi acea camă, așa cum era, de exemplu, pe Golful 5 GTI. Este un motor care are admisie de plastic, are sistem de recirculare eghere. Aici este supapa PCV cu separatorul de ulei și recircularea de gaze de carter. Astea sunt bobinele de inducție pentru cele 4 bujii, iar în spate aceste piese dublate, ăștia se numesc solenoizii AVS, Audi Valve Lift System. Acest sistem a apărut pe motoarele 2.8 și 3.2 V6 FSI acum vreo 20 de ani și presupune folosirea unui arbore cu came, în cazul acesta de evacuare, cu două profile de came. Adică supapa în mod standard coboară puțin în camera de ardere, iar la comutarea acelor solenoizi coboară niște pini și defazează arborele cu came în lateral, intrând o camă cu profil mai adânc, adică supapa va intra mai adânc și astfel se controlează debitul turbinei. Și în felul ăsta motorul se încălzește foarte repede, ajunge la temperatura de operare rapid
și având și un debit de gaze sporit, rotește turbina mai repede. Este un sistem dual, în sensul că de-aia sunt câte doi solenoizi. Unul mută arborele către stânga, pe profilul mic, celălalt îl mută către dreapta. Este un sistem cu niște pini care intră și se retrag și în momentul în care intră, arborele cu came are niște șanțuri în diagonală, care îl fac să comute așa, ca un macaz, în stânga și în dreapta. Pe EA888 generație 2 și 3, acest sistem se folosește doar pe evacuare. Pe 3B, pe motorul TSI de 190 de cai, acest sistem îl regăsim pe admisie pentru crearea de ciclu Budac. Tot așa, folosind două came, două profile, aici se folosesc două profile de adâncime, de valve lift. La acel sistem se folosesc două profile de durată a camei, astfel încât se obține ciclu Budac prin închiderea întârziată a supapei de admisie. Închiderea mai devreme, pardon. Și practic pistonul, când își termină ciclul de admisie, 20% din curs îl are cu supapa închisă și astfel se diminuează rata de compresie și obține un ciclu mult mai eficient. Practic un ciclu Atkinson, am vorbit despre acel sistem la prezentarea Skodei Superb 320 TSI de 190 de cai. În cazul de față, sistemul este montat pe evacuare. Ce mai are motorul interesant? Are o turbină care, deși este simplă, are două trasee. Adică folosește galerii tip twin scroll, numai că ele se unesc într-un singur colector înainte de palele turbinei. Deci strict turbina este cu geometrie fixă și un singur profil de palete, însă galeriile către turbină sunt dublate, adică sunt împerecheați cilindrii 1 cu 4 și 2 cu 3. Secvența de aprindere este 1, 3, 4, 2 și în felul ăsta, pentru că pulsează 1 cu 3 și 2 cu 4 sunt alternate pe două galerii separate, pulsațiile acestor pistoane nu se întâlnesc niciodată și nu se otrăvesc, ca să zic așa, în trei cilindri. Adică gazele ieșite din pistonul 1 nu se vor mai duce în evacuarea pistonului 3 și să reintre înapoi în cameră. Astfel, la fiecare ciclu de admisie, motorul trage numai aer și combustibil curat. Turbina are un wastegate electric și, de asemenea, motorul are o distribuție destul de complexă care folosește 3 lanțuri. Un lanț mare este antrenat direct de arborele cotit către cei doi arbori cu came, așa, în parte superioară. Mai există un lanț mic de la arbore în jos către pompa de ulei și încă un al treilea lanț care este mai în interior, care pleacă de pe arborele cotit și alimentează doi arbori de echilibrare Lanchester, care se află unul aici dedesubt și unul în partea asta mai jos. Ei se rotesc în contră unul față de celălalt, la de două ori viteza de rotație a arborelui cotit, anulând vibrațiile de ordin secundar ale motoarelor cu 4 cilindri. Așa a fost EA888-ul dintotdeauna cu acest sistem și e destul de complexă distribuția, însă nu mai are problemele alea de calitate de întinzător și lanț de distribuție pe care le-a avut, de exemplu, 1.8 TSI-ul, prima generație din 2008, cam așa. Și ce mai are interesant, are un filtru de ulei cu un schimbător de temperatură, care este undeva în spate și nu se vede, are o pompă de apă mecanică care este antrenată de unul din arborii de echilibrare de aici, are o curea undeva în interior și pompa se află undeva în zona asta, dar suplimentar are și o pompă de transfer electrică care se numește V51. V50 este pe varianta de motoare montate longitudinal, V51 pe cele transversal și care poate roti sistemul, practic poate să separe chiulasa de blocul motor în sistem de răcire și sistemul de încălzire al habitacului. Adică, practic, ai o gestiune complexă, pentru că acea pompă mecanică are o supapă controlată electric care poate trimite antigel doar în chiulasă, doar în blocul motor și în tot sistemul. Și ce mai are interesant, galeria de evacuare este integrată în chiulasă și, practic, turbina are o singură țeavă dublată care intră așa în colector în spate și galeria aceea este răcită cu antigel. Și asta face ca motorul să se încălzească foarte repede. De aceea proprietarul nu a vrut să opteze pentru o încălzire tip Webasto, pentru că era complet inutilă la genul ăsta de mașină. Se încălzește foarte repede motorul. Deci cu asta cred eu că am rezumat ceea ce înseamnă EA888. Închei prin a spune că motorul are bloc de fontă și chiulasă de aluminiu. Așa a fost tot timpul EA888. Și pentru că are această rampă de injecție
multipunct în admisie, nu va avea niciodată probleme cu depunerile de supape. Menționez că această rampă a fost montată pe motoarele astea strict pentru a reduce emisiile de particule. De asta, mașinile astea nu au neapărat nevoie de un filtru de particule și beneficiul acestei rampe este că suplimentar și spală supapele și oferă niște posibilități de tuning. Pentru că în funcție de sarcina motorului, calculatorul decide dacă merge doar rampa FSI, dacă merge doar rampa MPI sau dacă merg doar ambele împreună. Evident că dacă te joci cu acești parametri, părerea mea e că poți să duci motorul ăsta la niște puteri considerabile. Există și varianta de motor de pe Airline, de pe Golf Air, care are 310 cai, însă aceea, spre deosebire de aceasta, deși arată complet la fel pe afară, are niște interne ușor diferite. E vorba de cursa pistoanelor, pistoanele în sine, bielele sunt dintr-un material mai rezistent, pentru că și acel motor poate fi la rândul lui tunat și să se ducă spre 4-500 de cai. Mașina mai are o cutie de Q500, care înseamnă că e un ambreiaj umed cu 7 trepte și are un sistem de tracțiune 4Motion all-wheel drive cu diferențial Haldex, adică undeva în spate aici are o casetă de transfer simplă care pur și simplu preia sarcină din cutia de viteze și o transformă prin cardan, o transmite către puntea spate și undeva în zona punții spate există un diferențial multidisc controlat de o pompă care cuplează la nevoie. În mod normal, mașina merge doar tracțiune față pe autostradă cu foarte puțină asistare, maxim 5% pe puntea spate, moment în care dacă apare un derapaj sau dacă selectezi un mod de 4x4, pompa aceea presurizează sistemul, închide ambreiajele multidisc și mașina devine 4x4. Dar nu este un sistem 4x4 real ca la o mașină cu cardane și nu va fi bună în teren în sensul ăla, dar clar trag toate cele 4 roți și este un sistem care e reactiv, nu proactiv, adică intervine după ce s-a produs derapajul. De asta e, să zicem, inferior, dar sincer să fiu, la un uz normal, așa cum o face toată lumea cu aceste mașini, este arhisuficient. Nu ai nevoie de atâtea torsene și reglaje. Ce mai are interesant, dar nu vă doresc să aflați, capota are niște capse explozive, care culmea s-a făcut în România, și în caz de accident cu un pieton, spatele capotei se ridică. Am mai postat eu pe Instagram-ul atelierului de detailing o poză cu mecanismul ăla declanșat. Cam asta ar fi despre mașină. Așa, pe contur exterior avem niște faruri cu LED adaptive care sigur luminează foarte bine noaptea și lumini de zi. Iar aici în față, în stemă, este senzorul radar pentru acele sisteme de lane assist, radarul adaptiv. Hai să dăm și o tură de drum, să vedem cum se manifestă și mai vorbim de la interior. Uitați-vă, de exemplu, pentru condusul sport avem niște ecrane care pot fi configurate, îți arată presiunea în turbină, kilovații folosiți, poți să le configurezi, temperatura la ulei, chiar e utilă chestia asta, adică acum știm sigur că uleiul e încălzit și na, poți să mergi cu mașina. Predau camera. Aici îmi place cum se simte mașina așa în modul ăsta, cum stai în ea, că până la urmă asta contează la o mașină, cred că mai puțin detaliile astea de finețe, nu stă nimeni să le judece mers. Și la fel, pentru că poți schimba, uite, în mod eco, ia să vedem, mașina probabil va fi foarte cuminte și are pedala de accelerație așa blănoasă, te lasă să o apeși mai hotărât și nu-ți setează mașina pe un răspuns al pedalei incisiv. Modurile astea nu modifică neapărat puterea motorului, ci felul cum e livrată ea, amestecul acelor două rampe de injecție, răspunsul la pedală, direcția care este electrică și poate fi întărită. Mașina e destul de grea, adică are o tonă 800, mă rog, nu mi se pare grea pentru clasa asta, dar evident că una e să pui motorul ăsta pe o mașină de o tonă 200, alta e pe o tonă 800. Deci la consum nu va sta minunat din punct de vedere gândire diesel. Adică o să-ți consume minim 15 în oraș și în afară, dacă mergi cum se merge la noi, cam 10%. Pentru clasa asta de mașină, mie mi se pare bine. Dar evident că cine a condus toată viața diesel de 90 de cai, o să-i separe un consum enorm. Acum, na, nu știu ce să zic. Eu nu-l consider un consum enorm pentru că am și o mașină pe benzină și știu cum este. Dar mașina e covor magic, adică cutia asta a schimbat în a doua, nici nu mi-am dat seama, adică zici că e mașină electrică, dacă ignori un ușor zgomot de fundal, motorul chiar e silențios, oricum fiind benzină, adică aud mai tare clicul de semnal decât
partea de motorizare și cutiile astea sunt foarte mișto când merg. Problemele la ele apar după foarte mulți kilometri, când evident necesită niște servisări și dacă nu le faci, o să te lase în drum, asta e clar. Da, eu zic că Volkswagen și-a mai făcut temele și inclusiv pe Audi ei deja pun o cutie care este făcută in-house, nu mai este preluată de la un furnizor extern. Și zic eu că au putut să, asta le-a dat o libertate mai mare să își gestioneze partea mecanică la ele, pentru că nimeni nu cred că vrea rechemări de fabrică costisitoare, mai bine o proiectez ca lumea de la început. Și de asta și mulți reviewers spun că e bine să cumperi facelift-ul unei mașini sau generația a doua, ca să scap de eventualele defecte care au fost corectate între timp. Da, adică dacă nu te uiți la ceasuri și n-auzi motorul, zici că e o mașină electrică. Chiar n-are niciun fel de șoc. Observ că s-a îmbunătățit foarte mult la DSG plecatul de pe loc. Mașina îți arată indicatoarele în bord și aici, de exemplu, el vede viteză 50 de km pe oră. Eu merg exact cum merge și traficul din față și îmi arată indicatorul, simt corectura de bandă, deci toate sistemele astea mi se par standard acum pe mașini. Adică ai atât alertă cât și corectură pentru păstrare de distanță, păstrare de bandă, pilotul automat. Cutia în modul ăsta eco favorizează turele mici, adică am 1100 și ceva de ture și are 75 de km pe oră în viteza 7-a. Și mașina e, dacă apeși, face kickdown-ul târziu, abia la o apăsare mai hotărâtă sare în viteza 4. Acum ai luat piciorul de pe accelerația și sărit în a 7-a instant. Adică ea nu favorizează un mers din ăsta dinamic, să spun. Dacă însă dai pe confort, probabil se mai schimbă amortizoarele ca o tăria reglabilă adaptiv și mașina devine puțin mai rigidă, dar oricum tot e moale. Și probabil cea mai clară diferență e când ai mașina pe sport și se simte. Acum din a 7-a a sărit în treapta 5-a și îți și apare cu S5. Adică și deja aici mașina trage hotărât. Îi se schimbă și sunetul și viteza de schimbare a cutiei e totul mai rafinat zis. Și ce îmi place e că sistemul de lane assist este foarte fin. Ca el e efectiv, adică să zic în cazul de față poate 40% din lucrare el o face, dar îmi place intervenția. Adică nu-ți dă ciocane din astea progresive, ci e undeva discret în spate acolo. Evident, dacă pui semnal, te va lăsa să acționezi manevra, dar trage suficient. Adică n-ai problemă de depășiri cu mașina asta. Nu știu de ce Volkswagen nu a ales să pună 252 de cai prin softul acestui motor. Este absolut identic ca pe Audi A4, probabil acolo din motiv de complexitate, faptul că Audi e un brand superior și s-a vrut canibalizarea acestor motorizări. Că sunt convins că și Q5 are motorul ăsta și probabil îl are într-o variantă de putere mai mare decât cea lui Volkswagen. Dar una peste alta, mașina trage, adică nu vei avea probleme la depășiri chiar și în vitezele astea, de exemplu, când ai pe manual și ești la 3000 și turbina e în sarcină. Mașina schimbă foarte bine. N-are o... nu-ți rupe capul, adică nu în sensul ăla. Clar, pe o mașină mai ușoară motorul ăsta va fi mai alert, însă consider că e suficient pentru caroseria asta. Adică clar, se simte mult mai dinamic ca diesel și sunt poate puțin subiectiv că și eu sunt fan benzină și nu prea mă uit la consum când e de plăcerea condusului. Adică, sincer să fiu, dacă eu îmi conduc mașina doar în weekend și atunci îmi consumă 9-10 în afară, nu mă impactează. Dacă aș merge zilnic cu un consum de 10, poate m-ar impacta și m-ar deranja, dar o consider mai mult o condusul ca o latură de plăcere, nu ceva de nevoie. Până la urmă fiecare judecă bugetul și consideră dacă e mult sau nu. Că până la urmă n-ar mai trebui să gândim în litri. Că noi ne-am fixat, știi, românul s-a fixat pe chestia asta, 10% oraș și, nu știu, 7 în afară sau 5 în afară. Sunt niște cifre care sunt prea variate și nu poți să le aplici la o mașină atât de ușor. În bani costă. Câte costă să te duci până acolo?
Adică eu știu, de exemplu, că o mașină costă mult dacă de la București la Câmpina și retur bag benzină sau motorină de 3 milioane, de 300 de lei. Atunci, da, consider că e mult. Dacă bag de 150, începe să fie bine. Sub e foarte bine. Adică eu zic că la mașina asta cu un mers atent poți să scoți un 8 în afară, ceea ce pentru un SUV care nu e la fel de aerodinamic precum un sedan este foarte bine. Și până la urmă motorul cu benzină e mai... îți oferă zâmbete. Ok, faci 50.000 de kilometri, cumpărăți diesel. Ai și varianta aia sport de 240 de cai BTD-ul ăla care e și pe Passat. Ai și acolo cai. Și ăla are un motor cu soft, merge foarte bine. Dar chiar trage bine. N-ai nicio treabă de... Și e silențioasă mașina, se conduce plăcut, îmi place și heads-up display-ul ăla, că nu e foarte invaziv, chiar dacă el se ridică în planul vizual aici, mi se pare că e foarte, e minim invaziv, ca să-l define. Sunt mașini la care e mult mai înalt și are un ecran foarte negru și asta îl face să fie mai neplăcut pentru ochi. Da, din nou, uite, pe ruta asta găsești toate situațiile, găsești și trafic, poți să dai și puțină viteză, găsești și niște curbe și mașina chiar e plăcut de condus și chiar se simte diferența pe suspensii între modurile astea, adică pe sport acum îi simți masa că e mașină înaltă și te leagă în stânga-dreapta când intri mai tare în curbe, dar una peste alta este rigidă suspensia, adică îți transmite, simți drumul în ea, chiar dacă e direcție electrică. Da, să fim serioși, oricum Tiguanul nu e o mașină sport. O iei mai mult pentru volum, pentru parte practică. Dacă vrei sport, îți iei un Golf GTI sau... Că practic ăsta are mai mulți cai decât un Golf GTI și are chiar același motor. Adică vă dați seama cât de modulare au ajuns să fie motoarele astea, știi? Dacă înainte, clar, o mașină sport era clară, avea un singur motor, era o singură identitate montată pe acea mașină. Acum nu mai e chiar așa. Ia să vedem și la padele cum schimbă. La DSG, sincer, padelele nu au un rol așa bun pentru că nu poți să faci frână de motor cu mașina atât de eficient. Dar mi se pare că sunt utile pentru că îți poți plasa cutia de viteză în treapta dorită. Dacă, de exemplu, mergi mai sportiv, o să vrei să stai cel puțin spre 3000 ca zonă de turație. Și așa dacă ai în viteza 5, tu o dai în a treia. Două clicuri și ai rezolvat. Că mi se pare... Pac, ai făcut depășirea. Asta înseamnă un motor puternic. Că mulți ziceți, de ce aveți nevoie? Gândiți-vă că acel BMW era la intrarea pe Posada, pe niște serpentine. Dacă omul merge încet și nu ești de acord cu stilul lui de mers, ai dat inferioara, ai folosit o Sky, ai depășit și pe urmă mergi normal. Am 70 la oră acum. N-am nevoie să merg tare, dar strict atunci când ai nevoie în secundele alea, cu o mașină de 75 de cai făceai depășirea aia în 14 secunde. Cu asta o faci în 4. Asta înseamnă avantajul unui motor puternic. Și eu pentru chestia asta sunt dispus să-mi asum un consum mai mare, niște taxe mai mari, cam un motor de 2.4, de exemplu. Măcar pe motorizările astea fiind de 2 litri, ai un impozit de 150 de lei plătit până în martie. Cam asta e. Eu sunt, unul sunt fanul motoarelor puternice, chiar pentru că în cazul meu folosesc mașina des la acea putere, adică în extraurban. Și știu eu că cu 3 oameni în mașină și șofer și bagaje am suficientă putere să fac o depășire în siguranță. Asta este definiția mea pentru un motor puternic. N-am nimic în neregulă cu motoarele mici, că până la urmă sunt persoane care, de exemplu, merg strict în oraș, n-ar avea rost să-și ia motorizarea asta și au un 1.4 sau un 1.5 TSI sau un 2 litri diesel de 110 kW, 150 de cai și n-ai nicio treabă. Deși, iară, dieselul în oraș nu prea îi văd rostul. Da, de asta, de exemplu, pe Polo veți găsi și motoare de 1 litru aspirat, veți găsi și motoare de 2 litri turbo pe GTI. Ai o plajă largă din care să alegi, pentru că nu toată lumea folosește mașina în același mod și bravo producătorilor că încă ne lasă să alegem cât de cât sau măcar ne dau impresia că putem alege niște opțiuni. Da, una peste alta, mie mi-a plăcut mașina asta, cum se conduce.
pur și simplu nu mă interesează aspectele astea care țin de preț. Eu testez mașina așa cum o resimt. Unii ați spune că Volkswagen e un brand plictisitor. Parțial de acord, da, trebuie să recunoaștem că au mai inovat un pic și au niște motoare jucăușe, cu consumuri destul de ok. Sperăm probleme mecanice mai puține decât au fost în trecut și îți oferă o senzație. Ok, eu nu recunosc, rezonez mai mult cu asiaticele și mi se pare că sunt mai interesant desenate, chestiuni de design, de istorie, felul cum resimți mașina. Da, n-am de ce să nu observ avantajele pe care le oferă și o mașină din asta. Deci dacă v-a plăcut review-ul cu această mașină, hai să ne comentăm unii altora, eu vă răspund la comentariile voastre, dați-ne un like, un share, abonați-vă la canal cu clopoțel ca să primiți notificările când urcăm videouri noi și ce să zic. Hai să vă mai arăt o chestie, că uite, chiar n-am testat-o, cum funcționează mecanismul de trapă. Uitați-vă avantajul de a avea un geam vitrat până în spate. Adică poți să mergi cu el așa, deschis, și e adevărat, acum vara la ora 12 ziua trebuie să dai navigația, pardon, aerul condiționat pe treaptă mare pentru că bate soarele foarte tare, dar când e călduț afară, uite, poți inclusiv să desfaci acest geam și ai o zonă deschisă foarte frumoasă. E o trapă care se duce complet peste, are acei papuci prinși în patru locuri care o fac stabil de prins. Și îmi place, sunt fanul trapei, am și-o pe mașina mea și o recomand, mai ales în zilele de primăvară, toamnă, când nu e așa cald, sau seara, vara. Eu deschid două geamuri din spate ușor și trapa o deschid așa, pe sus. Se face o ventilație foarte plăcută mașină, nici nu ai nevoie să folosești climatizarea și ce e mai important, când mergi la drum lung, aerul din față intră singur în mașină, cu excepția situației în care apeși pe recirculare. Cine fumează, iarăși, poate folosi trapa ca un avantaj, pentru că se evacuează fumul mult mai ușor. Și acum chiar închei prezentarea. La revedere și ne auzim!